Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1, articolul 134 aliniatul 1 litera H, aliniatul 5, prin discuția primară de acordeșină din 24-9-2024, a fost convocată și din organizarea Consiliului Local. Prin discuția primară de 98 din 27-9-2024, s-a suplimentat și ordinea de zi cu proiecte de hotărâre, iar astăzi se suplimentează cu încă un proiect de hotărâre, ordinea de zi, se vorba de rectificarea bugetului cu sume care au venit pentru plata asistenților personali. Toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate, de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Rog doamne și domnul consilier care au interes personal de natură patrimonială, care au citat din intervenție publicitatea sa, la domnul de liberare și adunare. Vă dau citire proiectul ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 2018, proiectul de privind aprobarea structurii organizatorice de funcționare pe timp de război a Comunei Dumnezeu, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistem informatic pentru transformarea digitală a Comunei Dumnezeu, proiect de hotărâre privind aprobarea amânării dobânzilor, penalităților și tuturor accesorilor aferente obligațiilor principale, restante la data de 31.08.2024, inclusiv datorate bugetului local al Comunei Dumnezeu și aprobarea procedurii de acordare. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Dumnezeu pentru anul școlar 2024-2025. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de iluminat public. Și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și pierdiri al Comunei Dumnezeu și diverse. Cine este pentru? Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local din Dumnezeu. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice de funcționare pe timp de război. Nu abțin de la acest proiect de hotărâre. Printr-o adresă a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, pe structura de specialitate, mi se solicită să avem o structură restrânsă în caz de război. S-a înființat un compartiment specializat, compartiment planificare, sprijin și mobilizare. Restul structurii s-a redus puțin și s-au distribuit posturile pentru acest nou compartiment și către asistență socială. Este o structură care va intra în vigoare doar în caz de război. Cine este pentru? Proiectul hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistem informatic pentru transformarea digitală a Comunei Dumnezeu. Da, aici este vorba de un proiect nou, digitalizare. Un proiect mic. Un proiect cel, să spunem așa, pe care și noi ne stăduim să-l... Care va îmbunătăți ghișeul.ro, am înțeles. Nu doar, și nu doar, mai e doar. E doar tot ce înseamnă digitalizare, adică de oate, nu doar ghișeul.ro. Merge ghișeul.ro? Da. Ce este pentru? Nu, e și am văzut, e și neeligibil. Am văzut 75.000 de mii elicitări. Nu. Inclusiv tot ce înseamnă parte de consultanță. Nu poate vorba de un proiect. Ei, decât de parte de consultanță. Cine este pentru? Sunt pentru. Cine este proiectul hotărâre privind anularea dobândilor, penalităților și tuturor accesorii aprezei obligațiilor bugetare principale restante la 31 august. Da, prin ordonanța 107 pe 2024, Guvernul ne propune reducerea accesorilor la debitele restante la data de 31.08.2024. Deci cine vine și achită debitul restant la data de 31.08.2024, beneficiază de scutirea accesorilor. Adică penalități. Penalități. Dobânzi penalități.
Până articolul 10 la această ordonanță specifică că la autoritățile locale rămâne la atitudinea Consiliului Local dacă acceptă să nu mai spuneți atât cu dată? Până pe 25 noiembrie. Noiembrie se depun cererile. Se dar nu știu noi care este scopul, dacă e un lucru bun sau nu e bun, eu sunt de acord că cei care au autorizat să plătească la termen, dar dacă așa se hotără ca și o lege, ca o ordonanță, bine, dar îmi spuneți de aprobare de voastră, sunt de suveran, dacă credeți că e nevoie să... Folosește sintagma opțional, poate opțional, da, e opțional. Adică dacă îți achiziți tot debitul până pe 25 noiembrie și depui aceea ce de descutire, care este restat, penalitățile ești cu de ieri. S-a făcut un impact asupra bugetului? Cât influențează? Nu cred că e cazul la noi. Noi nu influențează foarte mult bugetul comunei. Doar să încurajez să vină și achit datorii. Asta ar fi un lucru bun. Din experiența mea, cei care sunt rău platnici vor fi și cu ordonanța asta și fără ordonanța asta, pentru că au mai fost ordonanțe genul de amnistii fiscale. Cred că miza și scopul este la casă de ofare, să știu cum ar fi, nu o mai fi. Nu mai fost făcut. Dar sunt și oameni care au jurate, sunt persoane care au într-adevăr debit și eu ajută cu ceva. Adică dacă nu mai plătești penalitățile... Ai 3.000 de lei debit și ai 1.500 de lei penalități, vii cu aia 3.000 până pe 25 noiembrie și... Ți-ai scutit 1.500 de lei, dar e ceva. Adică nu știu câți ori. Că de altfel, de nu, de la 1 ianuarie, ai același somn. Adică, clar că e un avantaj pentru toată lumea. Eu zic să-l propun. Da, clar. Ce e pentru? Și pentru persoane juridice. Și pentru persoane juridice. Aici, la juridice, deja discutăm de până la... Da, dacă rămânem cu ele acolo doar în cifre, dacă bună n-ar da Dumnezeu să vină și cele juridice și cele persoane fizice să achite datoriile, că sunt ale lor, sunt amenzi, sunt... E un lucru care s-ar încuraja oare. Persoane juridice, datorii, către bugetul de stat, mai puțin către bugetul local. Amenda nu intră sub incidența ordonanței respective, pentru că ea este dublată oricum, nu are majorări. Dar e accesor. Sări. În ultimul timp chiar s-au făcut rupiri, executări, lucruri, s-au adus acolo. Așa spune în ce circulație de drum. Normalitate, să spun tot ce ar s-au adus. Da, să puneți propoarea, domnul președinte. Și e pentru? Abține. Vă rog să aveți în vedere consilierii care vor fi și în continuare a... Domnul Stăniu. Am înțeles, mai bine acum, dar am înțeles că la Onești s-a dat o hotărâre de consiliu local în care au rămas aceiași consilieri până la... până la investirea în noului consiliu. Pe investirea ei vor rămâne. Da. Acum... Cine este acum? Eu sunt. Păi asta a zis acum, sunt provizorii, o lună de zile până la investirea de deci rămânem cu o lună de zile și după... Atunci trebuie să fac o adresă de primărie pentru
Și noi acum ce nu se schimbă consiliile de rost. Dacă rămân aceiași consiliere, eu cum fac adresă și tribunul proiect de hotărâre? Eu spun să rămân aceiași consiliere să încheie luna aceasta și acum pe consiliul viitor, nu știm care sunt consiliile validați în momentul de față. Adică noi credem și vorbim că sunt cei din ordinea listei, dar atunci să la Bolești, de exemplu, au dat o dispoziție sau chiar o hotărâre. Eu cred că trebuie să se valideze consiliul ca să... Da, părerea mea. Și părerea mea. Și părerea mea. Deci rămânem noi acum? Da. E de semnătate ceva? Deci rămâne aceeași consiliu. Cei care sunt acum și urmează ca în consiliul viitor, în noiembrie, octombrie, când s-o convoca. Bun. Proiect de hotărâre aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de iluminat, a serviciului de iluminat la Comunul Sibiu, a studiului de oportunitate a deciziei de delegare a serviciului public de iluminat, a regulamentului de organizare și funcționare, caietului de sarcini și modelului cost de contract și a documentației de atribuire prin procedură simplificată. După cum știți, săptămâna trecută am finalizat și am făcut recepția unei alte lucrări pe fondul de mediu, și anume modernizarea imatul public prin dând puterea de gestiune, satele de Giu și Drăgugești. Au fost modernizat întregul sistem de iluminat public cu lămpi noi, 400 de lămpi noi, puterea de gestiune. Fiind prin fondul de mediu, suntem obligați să delegăm acest serviciu către o firmă care va câștiga licitația de concesiune, o firmă autorizată, avizată ANRE, care să o aibă în mentenanță. Mentenanța nu se suprapune cu perioada de garanție, atunci doar care sunt de 5 ani de zi. Mentenanța înseamnă, eu știu, locuirea, siguranța, tot este o problemă, pentru că degeaba am schimbat noi de noi și noi sunt performante, dacă firul până la lampă e același fir pe care Delgazul sau Eonul îl au de 50 de ani, din aluminiu sau, eu știu, fără să avem zone în care nu a fost nici măcar modernizat. Nu scoate la anumite citații pentru spunea care vine, vedem cineva se va prezenta, cu siguranță vor veni, pentru că situația de la Hidegiu e și mai multe comune care au acceptat acest fond, acest proiect pe fondul de mediu. Cred că s-au văzut în Hidegiu și în Drăgugești, acolo unde se vede că lumina este mult mai puternică, pe timpul nopții scade din intensitate într-o anumite perioade pe care le va fixa firma care va câștiga licitația. O să fie o aplicație la primar, viceprimar, administrator public, eu știu, o aplicație care să regleze și să controleze foarte bine întregul sistem. Adică știi din birou ce lampă s-a ars, pe ce stâlp, și având intensitate. Eu, cel puțin, din ce am văzut după bună în cele două sate, nu arată destul de bine. Urmează, bineînțeles, pentru că discutam cu domnul ministru chiar zilele astea, pe deschidere nouă platformă pentru celelalte două sate, să accesăm și îmbărtirea și Drăgugești, și de lei locuirea lămpilor. Ne-au rămas, cred că, 100 și ceva de lămpi în acele colegi care le-am pus în alea din urmă, cred că aveți 200, nu știu, nu am zis, funcționale, pe care le vom folosi la înlocuirea lămpilor din celelalte două sate, unde mai sunt lămpi arse. Pentru că o lampă dintre asta, din ce am avut noi, schimbare, cum anul, că ar vrea destul de mult, la un moment dat nu era foarte convenabil, să spun, locuirea unui lămpi, era mai ieftin să locuiești un bec pe o lampă vechi, de exemplu. Bine că se balansa, pe doar să ai cu urmă. Doamna Mela, aveți cuvântul, nu? Da, vreau să întreb dacă mentenanța este doar pentru partea de proiect care a fost modernizat sau pentru toate satele? Toate satele. Și dacă valoarea trecută acolo în caietul de sarcini este undeva 3 milioane la delegare directă, 3 milioane de lei și 2.700.000 delegare indirectă, ceva de genul, adică asta este valoarea concesiunii, contra valoarea concesiunii pe perioada de 5 ani, sau ce reprezintă acele sume? Da. Clar, pe tot întreaga perioada de 5 ani de zile, iar eu optez pe o licitație acolo unde o firmă va veni cu prețul cel mai mic, așa cum spune licitația la noi. Întreaga documentație este făcută de o firmă de consultanță din oraș, din Bacău, care le-au ajutat la întocmirea studiului de oportunitate și a documentelor. Și e directă sau indirectă? Indirect. Adică 3 milioane?
nu va fi o licitație directă, o utilizare directă, va fi licitație cu plică închis. Adică 3 milioane sau 2 milioane 700 de lei? Cred că 2 milioane 700, nu știu exact. 2700 am văzut aici. Nu, că sunt contract. Nu contract. Cred că 2700, dar asta înseamnă că e un preț de pornire pe care se va licita. Adică nu este mult. Dacă e 270.000. Atât e. Împărțit la 60. Dar cum scrie în documentație? Eu citim acum. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil delegatului de către delegatar este de 270.000 de lei, la care se adaugă TVA 51.000 de lei. Adică nu 2 milioane 7. Nu e 2.7? Nu, 270. Scuze atunci. De asta am și eu stat, nu... Valoarea contractatului pe o perioadă de 5 ani. Va rezulta din totalitatea facturilor care trebuie plătate strict peste serviciile prestate. E rezonabil. Eu am citit 2.700 și mi s-a părut 2.700. Nu e 2.700. Nici bunie trebuie. De asta m-am oprit pentru că am spus să se scoată o greșeală de ratare. De asta am și întrebat. Am ceva pe lună. Cine e pentru? Ați fi în legătură. Vă trebuie privind rectificarea bugetului cu suma de 83.000 de lei. 85. Exact. Primiți în dimineața aceasta o adresă de la ANAF, în care ne înștiințează că ne-au fost alocați 85.000 de lei din TVA pentru descentralizate cu destinația indemnizației de handicap și asistență socială. Ca oricum ne ajung. Ca oricum nu ne ajung, dar mă ajută foarte mult la plata din luna octombrie de acum. Pentru că nu aveam să... Să fie indemnizații de noiembrie și decembrie, cam fiecare an, de altfel, rămân descoperite, cu siguranță vom mai primi și în octombrie, și în noiembrie, și celălalt. Văzând adresa, am zis, mi-a căzut ca un mănuș și am zis, haide să o producem în ședință. Da. Cine e pentru? Absolut. Divers. Aici e limba. La rectificarea bugetară, o acțiune de lei. De ce? Da. Ai venit în familie. Nu, nu s-a lăsat ceva. Indemnitația la stat. Nu e bine așa de interpretat. De la diverse, dacă sunteți interesați, cine are o problemă, două, trei, domnul președinte îl notează în ordinea asta. Da. Domnul Menite. Parcarea de la Cărăuță. Ar mai trebui 2 metri pătrați de pavaj și șansul dus până la capăt, că jur eu ai bază. Bun. Reținut altceva? I-am arătat și unul domnul obiceiul acolo. Domnul primar. Au văzut ceva? Reținut. Cu transportul elevilor, după vară, am înțeles că s-au zero transport. Nu știu, dumneavoastră știți mai bine. Nu știu ce. Ce faceți, domnul director? Dacă vorbim despre... 71 sfert, este pe vale. 71 sfert, pentru că acel microbus trebuie să ajungă în Delem, să-mi aducă copiii de la Delem, să ajungă în Ciortea de Jos și nu se mai poate încadra, să-i aducă pe cei de la pe vale ca să ajungă la ora 8 la școala de Drăgești. Da? Deci anul trecut a fost școala gimnazială de Drăgești, la Helice. Vorbim de copii... Vorbim de copii de la Drăgugești către școala Drăgugești. Așa. Aducem copii de la 71 sfert. Care sunt? Care vin? Sunt care mai vin. Sigur. Da.
Bine. Nu să ziceți așa, e foarte ok. Am înțeles că sala de clasă care este pentru copiii din grădiniță sunt 17. Da. Sala de clasă este foarte mică. Aveți sale de clasă care sunt mai mari. Da. Și ați putea să faceți o schimbare, să vă dați copiii să aibă... Se va face. Dar nu înțeles că nu sunteți contra. Nu sunt contra. Nu știu de ce. După vacanța din octombrie, se mai va modifica și sala de grădiniță. Nu, dar nu asta, dumneavoastră se rugă, ceea ce scoate. Da, sunt 17 copii. Și vreau să vă fericit pentru parcul frumos din fața școlii, care v-ați promis. Din care 17 copii pe care vreau să-i aduc în acea sală de clasă și mutăm sala de clasă la grădiniță. Da, asta în vacanță nu am avut. Eu mi-aș fi dorit ca la Drăgugești să nu mai fie absolut loc întrebări de legat de școala respectivă, da. Pentru că nu, dar vreau să vă fericit pentru parcul care Drăgugești, o școală, o școală dar modernă. Dar pentru școală de ce nu fericiți? O fiu? Dar nu am fost. O poți fi am interdicții, dar școala a fost inaugurată în august, sfârșitul august. E o școală. Nu, nu, a fost regenționat. Eu nu puteam să fac parc domnul Busuioc în timpul în care era constructorul acolo și lucrau. Gata, nu mă mai trebuie. Vreți să facem parc? În fața școlii a promis domnul Busuioc, a fost un parcurs foarte frumos. A fost desmontat, scara a dispărut de acolo, vă felicit pentru scara aia, că treapta aia e frumos. Da. A fost dezamăgit, dar parculețul foarte frumos. Deci după... Da. Foarte frumos. Doamna mea, nu mi-a zis ce frumos o spui, domnul Cioc. În fața școlii este o... Aduceți-vă copiii la școală, să nu la Drăgugești și o să fie un parc nemaipomenit. Poți? Să vă aduceți copiii care a spus că aveți copii. Aduceți-i la școală. O să fie... Lăsați foarte, dar nu treabă cu familie. Fiecare de ce faci. Dar de ce credeți că dumneavoastră că ar fi necesar un parc? Nu, nu trebuie. Nu, de ce credeți? Poftim? Nu, vă întreb, de ce credeți că ar fi necesar un parc? Să mă joc eu în cursul săptămâni. Da, frumos, o să faci. Și vreau să vă spun. Dacă eu sunt de acord pentru copii, copii. Dar nu e necesar. Câtă durere la vorboare de copii acum în ultimii 4 ani de zile? Deci noi intrăm programul... Nu în ultimii 4 ani, am zis de la început. Deci nu mai puteți de copii. Da. Domnule Rusu, mulțumim, de asta sunt consilier. Exact. Persoane, adică familii care au copii la școală. Aia rămâne după asta, ceartă. Dar nu-i ce-a făcut, deci e cearta, deci e cearta, deci e cearta a felicitat ceea ce mi-a promus, propus, că a fost tot în Consiliul Local propunere, cu parcul, nu mi-a zis așa? Și va fi. Așteptăm, și cea, acum drumă, pui contra, să faceți în cursul așteptați. Aștept și 4 ani, mai aștept 4 ani. Are cuvântul doamna mea, gata, gata, domnul Bușeu. Am înțeles, domnul director. Da, dacă s-a recepționat dispensarul de la Helegiu și când se termină? Dispensarul la Dirigiu este finalizat. A fost o recepție făcută în luna iunie, mai iunie, nu știu exact. Au fost niște lucrări neconforme pe care noi nu am fost de acord să recepționăm. S-au refăcut în perioada textului trecută. Acum ce se întâmplă? Nu știu dacă cât de divin constructorul, cât o vină a fost împărțit între noi cu toții, pentru că s-a lucrat într-un spațiu unde, pe lângă construcții, s-a desfășurat și actul medical. Noi având un spațiu pe care se pune la dispoziția celor doi medici, trei de fapt, și medicul sumător, care nici n-a mai avut contract cu noi, am ales varianta ca să se lucreze pe două nivele. Nivelul de la etaj și să mutăm doctorii la etaj, apoi să vezi la partier. Între timp, la partier, pentru că la etaj, pentru că s-a lucrat în timp de 2 ani, 3 ani de zile, s-a mai murdărit, s-a mai găriat în perete, s-a mai căzut nu știu ce Dumnezeu pe sus și au trebuit să le refacă, să ajungă la nivelul normal de a trece o recepție, fiecare dintre noi având interesul ca recepția finală să fie așa cum trebuie fi, să fie făcută, iar dispensarul să arate așa cum trebuie să arate normal. Ceea ce se va și întâmpla, din punctul de vedere. Și la Căminul Cultural, curtea ar trebui terminată până la cap. La Căminul Cultural avem un cele frumoase Căminul Cultural și cu activitate. Dar curtea e până în spate. Curtea e un gaș din Grozmuri. Curtea este până în spate, dar pe lângă Căminul Cultural există un drum de servitute pe care un proprietar mai și folosește și nu puteam să-l îngrădim de acest... Păi și ce omora pabelele? Păi și trebuie să spunem pabelele pe spatele căminului. Păi curtea căminului, că așa se face. Da, lăsați-o, cum le-am mai poate face alții de acum încolo, să mă târziu și să-mi vor, am 12 ani. A ieșit frumos. Să fim mulțumiți că l-avem. Înainte era o dărâmătură. Mai proiectul a fost fără curte?
facem un gard de 4 metri înalt. Proiectul a fost fără curte, a fost doar măzarea căminului cultural. Sistematarea curții a fost un alt proiect. Te-a spus geaba, consilier, dar nici nu vreau. Din am nici mare ajută nu prea am gătit, dar nu am terminat. Eu am vrut de dispensar și sincer nu mi-a plăcut cum arată după când m-am saudat, după o recepție făcută. Ușa la intrare principală este încuiată, arată foarte urât. Poarta la accesul de acces la dispensar este încuiată. Intre undeva printr-o, eu fiind, având venit cu de familie aici, am venit foarte des. Până când am descoperit că să urcă la etaj printr-o ușă laterală, a trebuit să intre pe cineva la unde se intră în dispensar. Deci pentru un dispensar recent renovat nu e, și recepționat nu este ok. Deci, pe rog frumos, nu sunt neapărat foarte multe lucruri care mai trebuie făcute. Dar ar trebui să fie ușa deschisă, poarta dispensarului să fie deschisă și să arate altfel. Deci arată foarte, foarte urât. Zugrăveală pe jos, la intrare, accesul. Spuneți, doamnă. Da. Deci eu am spus de clar, la dispensar, poarta și intrarea principală în dispensar. La dispensar s-a lucrat în două etape. Iar dispensarul în trei rânduri a fost spart. De asta și ușele sunt și nu se mai... Da. Deci recepția nu este făcută, repet. Va fi făcut în momentul în care se va finaliza tot ce este în concordanță cu proiectul. Nu sunt lucrări foarte mari de făcute. E vorba de înlocuit-o proaspete. S-a ajuns în situația asta tocmai pentru că întregul act medical al întregii comuni, și unde o comună Hilegiu cu 6.000 de locuitori, nu de o comună mică cu 2 medici de familie, s-a lucrat concomitent cu construcția și cu firma de construcții. Intrarea principală este închisă pentru că dă în partier. Partierul este terminat, este finalizat. Întâi s-a lucrat la etaj, de aceea, întâi s-a lucrat la partier, de aceea au fost urcate apoi doamne la etaj. Nu, întâi s-a făcut la, s-a lucrat la etaj. Exact, asta am spus. S-a lucrat la etaj, apoi au fost urcate doamne la etaj și s-a finalizat partierul. Acum partierul este finalizat, este curat, este terminat. N-am dat drumul încă medicii o să coboare până când nu finalizăm și etajul din nou, pentru că stând 2 ani de zile acolo, au apărut zgărieturi, au lucrat pereții, nu știu, au spart un cutrat de copil, două ore ușa la intrare. Și atunci, săptămâna trecută, joi, vine și sunt cu înțelegerea cu doamnele doctor, nu s-a lucrat, au fost cei de la firmă și au devăruit. Și e posibil ca urmele de var de astea acolo să fie de săptămâna de bine, se va curăța, vom face din nou recepția cu siguranță, iar cei de la ISPSC, specialiștii vor veni și cu siguranță... Dar urmă așa nu, fără discuție, că sunt o lucrare finanțată de Ministerul de Dezvoltare, nu... Capacii de la canalizare de pus sunt nici de normal. Dar dacă acolo au fost acolo la canalizare... Au fost, dacă nu mă știu, au fost ușurii bune, dar ce se întâmplă? Și o reparație într-un tarnă la partea. Avem un teren de fădat făcut acolo 3 ani în Cotea Școlii. Toată vara nu am ales să închidem porții tinerilor din sat care au dorit să meargă la terenul de fădat. Prin curtea dispensarului au trecut, au mai trecut porțile alea, au rupt și plasa de la terenul de fotbal. Sunt copiii noștri, copiii tuturor, până la urma urmei ne-o asumăm, mai reparăm, mai schimbăm o ușă, mai schimbăm o planță, de-aia suntem și aici. Da, mai am câteva puncte. Următ. Deci, dacă vorbim de aprobare, am întrebat și la ședința precedentă când am aprobat în termeni așa mari cadastrul ăsta general făcut pe comună care teoretic a fost foarte lăudat, dar cel puțin, nu știu de ce îmi spun mie, foarte multe persoane reclamă modul în care s-a făcut acest cadastru. Dumneavoastră mi-ați asigurat, domnul primar, că o să fie ok. Nu este o definitivare, înțeleg că este perioada de contestații, sunt în jur de 2000, au făcut contestații doar cei care au știut. Ideea este că sunt oameni care se plâng că le s-au... contestații toți cei care au fost interesați. Pentru că, vorbind de cadastru general de 3 ani de zile, s-au făcut anunțuri, s-au trimis inclusiv prin poștă, dacă timp de 34 de ani o anumită persoană sau mai multe persoane nu și-au dat probleme de fond funciar, cu siguranță nici cadastru general nu le vor rezolva. Pentru că sunt o grămadă de oameni care nu sunt interesați, sunt o grămadă de consanteni de ai noștri, apropiați de ai noștri, familie, nu știu, care nu au venit, sunt care nu, nici măcar nu mai locuiesc în comună, dar în mare parte, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, cadastrul general a fost și va fi pentru comună. Deci un pas înainte.
Suntem singura comună din județul Bacău care a rezolvat o mare parte din fondul funcțial. Nu era o vară, deci nu o să știți foarte bine ce era la fondul funcțial, mai bine decât mine. Astăzi, parte din Intravilan este rezolvată peste 99%, dacă nu trebuie să fie pusă la punct așa cum ar trebui să fie. În parte din Extravilan mai sunt probleme, dar sunt probleme, repet, acolo unde foștii proprietari nu au fost interesați să le rezolve, dar vreau să nu faceți aceeași greșeală ca și cei din comună care vă aduc acum tot felul de concordanțe. Cadastrul general nu înseamnă a se face documente de proprietate. Noi am făcut o măsurătoare oficială cu un extras de carte funciară în baza documentelor elaborate de primăria Chelegiu. Exact. Adică păi, eu nu m-am făcut altceva. Nu cadastru dacă nu aveam de proprietate. Și atunci, unde sunt deci, declaritățile? Declaritățile sunt acolo unde nu mai are drum, da? Unde... Păi omul vrea să vândă terenul. Nu, deci dumneavoastră... Mergem de altceva. Da. Deci, spuneți oamenii nu au fost interesați. Eu dacă am act de proprietate în Extravilan și nu am interes să vând, nu mă duc să verific cum au fost făcută cadastrarea din satelit. Din satelit. Lăsați-mă să termin, da? Pentru că nu s-a făcut nicio măsurătoare în teren, să fim clar. Tot a fost din calculator din satelit, da? S-au făcut măsurători și în teren, doamnă. În Extravilan? Și în extravilan. Nu am fost interesată să merg în teren, dar am avut act de proprietate, trebuia să dispar de acolo. Și în situația mea sunt multe persoane. Nominal, dați-mi dați nominal loc în plătirea pentru că am un bagnav. E un bagnav. Cine a dat un bagnav? Nu mai găsesc proprietatea. Știați unde este, ați fost luat acolo? Da, normal. Mergem acolo sau găsim. Firma de cadastru, nici primarul Ienea, nici primarul Botnea sau Botnea. N-a plecat pământul acasă. Toate terenurile sunt acolo. Așa. Tocmai de aceea au fost 60 de zile perioadă de contestații, în care cel care era neinteresat în speță dumneavoastră de terenul din Bahna, fiind și consilier local, trebuia să venit acolo la Căminul Cultural, ăsta prost făcut, care l-am făcut noi așa cum l-am făcut, unde timp de 60 zile au fost prezentă nu doar firma de cadastru, pentru că doi nu s-a lucrat doar cadastru. Doi reprezentanți din primărie, doi de la cadastru, doi de la UCPI au fost acolo fiecare zi. După perioada de contestație, azi suntem în perioada de 90 de zile de rezolvare a contestațiilor. Toți cei care au făcut contestații, care au avut o problemă mică, mare, lipsă drum, lipsă numai știu ce s-a întâmplat, au mers acum, în perioada care merg din nou în teren și rezolv problemele astea. Abia apoi vor fi cărțile provizorii, cărțile de extras de carte funciară pentru fiecare imobil din comună. Lipsa drumurilor, lipsa coordonatelor sau nu mai știu a ce, nu există din punctul meu de vedere, pentru că nu avea cum să dispară un drum, pentru că drumul respectiv ducea către o singură bucată, se ar fi sesizat. Plus de asta, drumurile care le avem noi astăzi în comună, cel puțin în zonele de extravilan, sunt destul de bine îngrijite, pentru că, în cea mai mare parte, sunt folosite către agricultorul, urlea. Eu chiar cum am fost în urmă, n-am spus trecută prin Bahna. Nu sunt drumurile rele, adică nimeni n-avea cum să dispară. E adevărat, au mai fost ce discuții la noi în comun, de aia am început să râd drumurile cu unii colegi ai noștri, care aveau interese proprii de a mai face un drum, de a mai trece nu știu pe unde. Nici drumurile nu pot fi făcute așa cum gândim noi. Pentru că astăzi sunt drumuri care apar fizic, dar n-ar fi trebuit să fie acolo. De ce apar fizic? Pentru că din comoditate, din nu mai știu ce, s-a trecut peste anume 5-6 bucăți și s-a făcut un drum mai la stânga sau mai la dreapta cu 100 de metri decât o ar trebui să fie. Există inventar? Noi am făcut conform inventarului și conform măsurătorilor noastre. Nu se putea face altfel, pentru că acolo unde, eu vă spun așa, că am mers într-o tarla. Într-o tarla avem nu știu câte sute de zeci de parcele. 50% din proprietari au participat la măsurătoare, 50 n-au vrut să vină. Atunci eram într-un impas. Continuăm sau nu continuăm? Am scos tot ce înseamnă măsurătorile la nivelul de UAT Hilegiu din 91 încoace, suprapuse cu planul parcelar, cu ce au găsit ei la măsurători cu drona, măsurători din ortofotoplan, pentru că dacă te uiți la o măsurătoare de ortofotoplan, să vezi exact inclusiv hartul, terenurile, garduri, nu știu,
hotarele delimitate destul de bine, chiar și culturile, dacă ești complicat, și pe culori. Am încercat în așa fel încât să respectăm în mare parte ceea ce se întâmplă în teren. Pentru că altfel aș fi fost o bălmășeală maximă, că dacă unul vine și nu-i interesat, nu poți să-l duci. Eu știa care e terenul aici, să-l găsesc la 100 de metri, la 200 de metri mai încolo, știi? Adică e destul de ne la locul lui, să spun într-un fel sau altul. Nu exclud să nu mai fie probleme în extravilan. Cu siguranță vor fi. Dar sunt aceleași probleme care au fost și până acum. De persoane care nu au fost interesați de terenurile proprietate privată, pe care au avut-o bunicii, că nu au interesat niciodată, nu au venit nici acum când a făcut cadastru. Dar pentru 10% din populație, ceilalți 90 care erau interesați, nu se putea opri o asemenea lucrare. Și plus de asta, nu înseamnă că e definitiv. Orice extras din carte funciară, prin motorul judecătorean, se poate modifica. Tot în situația asta ești. Că foloseai un teren cu acte, și fără cadastru, și acum îl folosești cu extras din carte funciară, sau fără, dacă nu ești mulțumit. Să faci din loc. Îi ofer de cadastru, faci o expertiză. Mie firma de cadastru mi-a spus că acum urmează etapa a doua, să mergem în teren să identificăm proprietatea, de asta spun. Cei care au fost în perioada de contestații. Cei care nu au fost la contestații sunt trimați acum de lume în față. Deci acum trei luni să fie frică. Bună ziua! Am lăsat odată în stat. Eu zic să luați în locul meu aici, ca să fiți în cerul ăla. Dar nu pot să înțeleg. E foarte greu. Stai acolo, stai că stau în locul lui... Eu da. Cred că știm ce v-am chemat așa. Deci azi vă voi supăța de dumneavoastră și... Am primit deja flori. Aia era din partea pacientului. Din partea consiliului, știți că o să mai modifici excelențe? Și o bucurie de flori. Foarte greu. Vă dorim multă sănătate și mă felicit. Da, mulțumesc mult. Păi am venit în Helegiu tot într-o zi urâtă. 3 decembrie 1988. Am exact 9 ani de zile. În 88. Deja făcusem 3 ani de stagiatură la spitalul din Onești. Și bineînțeles că am venit cu gândul să vedem dispensarul, mai era o colegă din Brașov, și să plecăm cât mai repede. Să obținem în primăvară aprobarea la Brașov și să plecăm. Și uite că n-am plecat. Și așa am rămas. Am rămas din mai multe motive, dar și lumea de aici, și populație și tot. Știam că Helegiu e deosebit. O singură dată pusesem la Helegiu la dispensar în vizită. Văzusem dispensarul. La repartiție cineva a vrut să mă convincă să nu iau Helegiu, pentru că vrea să-l ia. Nu la Helegiu, du-te la Coțofănești. Da. Și nu zic, eu n-am fost acolo, nu știu unde e, eu iau că eu am fost în Helegiu. Și așa am luat Helegiu, pentru că nu știam. Nu cunoșteam pe nimeni. Dar n-am avut probleme, oamenii din comună cu respect, fără rom, fără problemele care le-au alți colegi, deci nu am ce comenta și n-am. Mulțumesc mult, mult! Și să lucrați ca și mine, 39 de ani în total. Să fiți sănătoasă. Și să mai veniți, plecați la Brașov? Și așa, și așa. Mai am mama care are 90 de ani și... Să mai stea cu mine cât mai pot. Și eu și restul și aici și acum. Noi vă mulțumim în numele comunității pe care o reprezentăm. Vă dorim multă sănătate și să ne mai vedem. Poate că veniți la evenimentele primăriei, consiliului local. Da, și cu Elena. Cum sunteți un pilon, unul din oamenii importanți în această comunitate și rămâneți chiar și... Medicul care rămâne, îi dă seama cu băiatul meu, Elena. Doamna doctor care o să rămână în continuare și la Helegiu. Și practic o să vă preia toți pacienții. Da, toți pacienții, dar e un noroc pentru comună. Da. La Sândulene a plecat doamna doctor și n-a venit nimeni. La Berzunț vrea să plece și nu vine nimeni. Deci nu are cine prelua listele de pacienți. Este o mare problemă. Chiar să ai ce noroc. Mare noroc dacă nu rămâi fără
de comune aproape de oraș. Da, 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 de nu, de nu vin cei tineri. Au eu și câțiva anonești, sunt mai mulți și în rest nu întreabă nimeni. Nu vrea nimeni. Cred că nu știu cum arată dispensarul la Helegiu și chipie o comună. Sau când am venit eu, ca să spun unul din colegi, a luat berzunzi. Dar de ce luau berzunzi? Că zice, nu sună moldovenește. Da, asta. Dar de ce luau berzunzi? Și eu n-aș, și eu, oncolog, am fost cu soția. Deci era berzunzi. A, suna așa, de nume străin. Zic, bine că ai luat berzunzi, că am rămas eu cu legi. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim și numai din vădărâmă. Da, Doamne ajută! Unde am mai mergeam? S-a terminat și cum? Mai continuăm? Mai continuăm. Hai că am treabă. La revedere! La revedere! Domnule primar, ales în măsura în care veți putea nici actul medical și poate, nu știu ce se întâmplă cu doamna doctor Maiză, dacă se va întoarce la cabinetul stomatologic. Dacă se termină, da, înseamnă că mai are contract cu noi. O să avem discuții cu dumneai după ce avem recepția la întreg dispensar. Și eu știu și că cu siguranță cooperare din partea noastră va fi, nu avem niciun interes de a pune vreo probleme sau ne opunem vis-a-vis de... Frână, nu, dar trebuie stimulați, că după cum vedeți, nu cum se dorește să vină medicii în familie, nu sunt de familie, nu se vină... Ce ține de capacitatea noastră, cu siguranță, așa se va întâmpla. La un moment dat, să știți că era și locuință de serviciu acolo, adică dacă se va dori, bănuiesc că se va putea acopla și... Nu? Nu mai este. Nu? Care este regim? Nu? Mai e da, poate fi transformat. Dacă se coboară cabinetul medical... Vorbim la momentul respectiv și cu personalul respectiv. Adică dacă lumea crede și ai nevoie, nu face tot ce stă în plus. O cameră să o transforme în dormitor, nu cred că ar fi chiar așa un dezastru. Măcar de intervenție, locuințe de serviciu, nu da. Locuințe, nu permanentă, doar așa, prin perioada săptămânii sau... Da. Sau probabil nu știu dacă va avea o activitate de săptămână plină. Poate va fi... O zi, două, trei, săptămâni, nu știu. Nu putem noi să... Cât oamenii au devenit și un pic mai sensibili și aleg medici. Și chiar dacă sunt de la seara, mai e puțin care... Păi e de familie. O face lungat. Da, eu am venit în ultima ședință și o să-mi duceți lupta, nu? Da, ca și concluzie, am vrut să simt și experiența asta de consilier local. A fost interesantă. Sincer, m-am simțit inutilă în mare parte că fiind aparținând unui grup partid minoritar și având majoritate în consiliul local, n-am putut face aproape nimic. Am spus ce am avut de spus, chiar dacă am supărat pe unul sau pe altul, tot ce am făcut a fost cu bună credință. Și mie chiar îmi pasă de comuna asta și de comunitatea asta. Și chiar dacă nu vom mai fi consilier local, să nu vă bucurați că voi rămâne aproape de această comună și de comunitate și măsura disponibilității voi participa și la ședințele consiliului local. Dar un semn de extra mare pentru acei consilieri care nu prea au avut treabă cu activitatea de consilier local, să știți că nu pentru asta oamenii v-au trimis aici. Implicare mai multă, ca să nu spun cum a fost până acum, pentru că unii nici măcar nu... deschideau mail-ul, ca să nu spun altfel. Da? Deci, a fost exact ca în 2008-2012, la consiliul de PRD. Serios? Serios, da. Am înțeles. Diferența este că s-a făcut un teren de sport la Prădila, care era promis ca sprijin politic, deci s-a făcut ceva mai mult decât am făcut eu. Atunci? Nu, ulterior. Așa. 2016 s-a promis și s-a făcut când s-a făcut. Trebuia să se întâmple ceva. Da, cred că, așa cum spunea domnul primar la una dintre ședințe, comuna noastră e cam gri. Doar doamna doctorul, da. Rest mai nu. Da, bine, dar nu e roșie, dacă nu e nici laudă, nu e nici critică. Întotdeauna se poate mai bine. Și de aceea v-aș ruga, eu știți, în prima ședință, în primul buget pe care l-am votat, am avut 11 amendamente la buget. Niciunul nu a fost bun, absolut niciunul. Și de atunci am zis, gata, stop, eu degeaba, vin când are cine, nici măcar consilierii mei așa, vor avea din consilierii. Și-au regăsit. Da, vă doresc succes și să faceți mai mult decât
Am făcut noi ca și Consiliul Local. Să poate, în calitate de viceprimar și reprezentant al Consiliului Local, eu vă pot spune că am avut rezultate bune, poate să putea și mai bune, iar sincer vreau să vă mulțumesc tuturor și pentru susținere și cei care au fost împotrivă, că întotdeauna și reclama negativă poate fi constructivă, iar vis-a-vis de terenul de sport, de tot ce vreți dumneavoastră să spuneți pe ce am susținut noi în proiectele din Comuna Elegiu, nu a fost nicio promisiune politică, eu așa cred, a fost doar un echilibru, adică mi s-a părut corect și normal dacă avem un teren de sport în Drăgugești și în Elegiu, clar că era nevoie de el și în Brătila. Dacă s-a asfaltat un drum, o uliță în Deleni, s-a asfaltat și în Drăgugești în egală măsură și în Brătila la fel. Deci am fost un consiliu de echilibru. Și în Elegiu, dar cineva care tot spunea că dorea maxim, pe o altă posibilitate, pe o altă formă, dar s-a făcut și pentru Elegiu. Eu nu vreau să recunoaștem, asta e altceva. Nu, s-a făcut o stradă care dacă nu... Da. Așa nu se făcea nici de acum, nu știu, mult timp, dar mă rog, noi astăzi cred că preventați cel mai mult domnul Benite, dar uitați cel mai repede. Păcat. Păcat. Dar nicio problemă. Mai interesant. Da. S-a făcut așa cum s-a făcut. Dar acum să duc mașinile în șanț. E prea rapid. Cineva de la primărie le-a spus oamenilor și așa vă trebuie dacă ați votat ca oile. Asta e... Cum? De ce-ți duc în șanț? Că nu vor să merg pe asfalt sau ce? Păi, așa se învăța. Nu e asfalt, e pământ. Era jumătate de poliții la deal, este pământ. Să duc în șanț. Vorbim, explică domnul Stăcan. Bun, încă o dată vă mulțumesc și sper din tot sufletul că vom avea un consiliu la fel de echilibrat sau poate mai bun. Și ne așteptăm și cu critici, nicio problemă. Și criticii fac parte din viața noastră, dar mi-aș dori să avem rezultate peste 4 ani mai bune, dacă nu, măcar la nivelul celor din anii precedenți. Mă mulțumesc din suflet. Fără străzi asfaltate, fără canalizare înainte. Cum? Stai? Fără străzi asfaltate care nu au canalizare. Deci dacă ar fi după mine, sincer, vă spun, cred că aș da o lege națională să nu se mai asfalteze un metru până nu avem toate utilitățile puse pe această oară. Dar nu decidim noi. Sincer să fiu, mi-am propus să nu spun nimic, dar pentru că... Să trăiești doar la Bodichea, dacă spunea că nu interesează absolut deloc și cum mai fi ședința, cum mai fi la ședințe. Vreau să vă spun că pe cele două mantele mele, și eu zic că am reprezentat cu demnitate comuna asta, plec din funcție de primar, o funcție pe care cu siguranță niciodată n-am să mai ocup, pentru că nu mai sunt interesat de așa ceva. Vreau să văd partea plină a paharului și sunt foarte sigur în ceea ce spun și cinstit. Și eu sunt om de caracter. Dacă unii știu, alții știu cu siguranță, dar nu recunosc. Nu mi-am propus altceva decât străzile pe care eu le-am asfaltat să fie cu canalizare și cu apă. Ceea ce am și făcut. Dacă vă uitați la Deleni, străzile de Deleni așa de bine sunt toate cu apă și canal făcute înainte de a fi asfaltat. Și vorbesc de amovire, vorbesc de șesuri, vorbesc de biserici. Vorbesc de partea aceea aflată nouă către Aron, acolo este adevărat, nu s-a plăgat în canalizare, dar cu siguranță în proiectul care este de lucru se va băga și în zona respectivă. Comuna gri, totdeauna m-am străduit să fiu o comună gri și nu gri, să fiu o comună cu culori frumoase și cred că am reușit. Dacă mă la Brătila, o Brătila care niciodată nu m-a văzut ca un om al Brătilei, cu toate că eu sunt legat foarte mult de acea sat și voi știți cu toții că așa este. Am lucrat în Brătila, voi mai lucra poate în Brătila, soția mea este brătilean, deci mă gândesc cu lucrul ăsta, copiii mei ce sunt pe jumătate de Brătile și chiar am lucruri frumoase făcute în Brătila pe mandatul meu. Și aici mă refer la strada aceea din Cior de Sus, care este și arată foarte bine, acolo unde niciodată poate n-au gândit și au avut primar din Brătila, 3 mandate, să aibă un drum asfaltat sau măcar o pantă betonată. Vezi un dispensar care, ca și cel de la început, nu era bun, că era prea pe alb, că era cu... cu tot vorbim de culori. Am pus jaluzele albastre, tocmai ca să ai o parte de culoare, dar e un dispensar nou, modern, care are continuitate și arată foarte bine. Vorbim de o lucrare care la Brătila a început de 2 luni de zile și la care se lucrează și cu siguranță cei din Brătila, care nu sunt astăzi în sat, se vor întoarce pentru că vor avea canalizare și dacă ne ajută Dumnezeu, poate și apă. Nu vă spun sentiment plăcut, am avut alaltă ieri când împreună cu colegul meu am fost și am vizitat locul în care s-a furat și am găsit acea
groapă, să-i spun așa, cu apă până sus. Nu știu dacă este o apă suficientă pentru satul Brătila. Mi-aș dori să fie. Jumate din inimă îmi spune că nu va fi, pentru că vorbim de o Brătilă care a fost comună, mai devreme, stăm până în 67 și e o comună, un sat cu aproape, nu știu, 500 de familii, să spun, poate chiar mai bine, 700 de case. Dar dacă facem o rețea, dacă avem o rețea de canalizare existentă și va fi folosită, dacă avem o rețea de apă construită cu siguranță, cei de după noi, că vor veni alții, noi nu suntem aici de muritori și nici veșnici și cu siguranță vor veni alții după noi care vor repara, vor întreține, vor mai veni cu plus la ceea ce am făcut noi, vor mai găsi soluții să mai capteze izvoare. Din păcate, și știm cu toții, și foarte bine că o spunem acum că nu suntem în campanie electorală niciunul dintre noi și poate noi nu mai fi niciodată în campanie electorală, comuna noastră nu are apă și nu va avea, indiferent ce primar va veni la Helegiu, decât doar dacă se va găsi o soluție să aducem dintr-o altă zonă, dintr-o altă sursă. Nu este un primar care să reușească să dea de apă în comună, să mulțumească 6.000 de locuitori. Nu avem resurse, nu avem izvoare. Izvoare noastre sunt doar izvoare de suprafață, nu de mare adâncime. Sunt izvoare cu depite foarte mici. Sunt izvoare care nu sunt pe terenurile proprimăriei. Ne-am strălit o grămadă să le intabulăm. Vorbeam de cadastru general. Inclusiv cadastru general a fost făcut tocmai cu scopul de a reuși să le intabulăm niște zone în care avem izvoare, unde avem lucrări hidrotehnice, refer la forajele de la Drăgugești, la cele plămine de la Drăgugești, la Dereni, care nu erau terenul rămas și care acum a reușit să le intabulăm, să devenim proprietari. Dar să nu mă timp prea mult, sunt multe lucruri pe care le-am dus la capăt, sunt lucruri frumoase pe care eu mă mândresc și vă spun sincer lucrul ăsta, eu rămân la Helegiu, indiferent ce spun alții, eu aici sunt născut, aici vor veni și copiii mei și familia mea și acela mea va fi zilnic legat de satul acesta. Nu vin doar în campanie, nu vin doar seara sau pe întuneric, vin în fiecare zi și sunt în centrul satului. Indiferent dacă vecinul meu, Marian Melinte, care stă la masă cu mine de foarte multe ori, e mulțumit sau nu e mulțumit. Ei, astăzi centrul arată cum arată. Are pavele, are o cămin cultural, are muzic de sprijin, sunt scări făcute, că mai reușește o pavea, că mai sunt două în plus sau în minus, sunt făcute. Să dea Dumnezeu să le putem menține și să le păstrăm. Eu nu am acasă puse pavele până în fața porții, parcarea la firma nevasta mea nu e făcută de primărie, e pe balast și niciodată n-am vrut să fac lucrul ăsta, nu am apă și canal tras acolo unde am un punct de lucru, tocmai pentru că am vrut întâi să fac în alte zone. Brătila va avea apă, o lucrare de 7 milioane de euro, nu sunt bani puțini, e o lucrare mare de care numele meu este legat foarte mult, la fel ca eu și echipa din care am făcut parte. Eu vă spun mulțumesc pentru toată colaborarea. Au fost și bune, au fost și rele, sunt convins că dumneavoastră știți lucrul acesta, iar eu voi fi aici. Și consilier, și primar, și orice ar mai fi, mă găsiți oricând, pentru că eu chiar sunt interesat de satul ăsta și de comuna asta. Pentru că stau aici, eu stau în centru. Eu aici m-am născut, aici am lucrat, de aici m-au luat, aici nu vor găsi, indiferent ce plume și alții. Mulțumesc mult pentru colaborare. Să fie bine și în urmă. Mai știu ceva? Știți că m-a fost la multe de astăzi în februarie, că mi-a după 4 ani, și m-a rugat să-mi fie bine, m-a rugat să fiu primar. Și că Dumnezeu a știut lucrul ăsta și a zis, băi, ții-ți bine așa. Că am stat. Dă-ți 16 ani la conducere în relație. Și cum se întâmplă? Da. Vă mulțumim. De că vă mulțumim. Câți bani nu trebuie să dăm pentru... Ce? 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 Ce?